moderatorul emisiunii, istoricul Gheorghe Iacob, și-a dat întâlnire la Palatul Culturii din Iași cu academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. O nouă ediție a emisiunii România 100, Iașiul în arcul timpului. Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune dedicată centenarului Marii Uniri. Suntem tot la Palatul Culturii din Iași. Am schimbat sala, este sala Voievozilor, o sală foarte frumoasă a Palatului. Tema emisiunii, Marea Unire de la 1918, în context național și internațional, cu privire specială asupra Transilvaniei, unirea Transilvaniei cu România. Invitat, academician Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Domnule academician, o chestiune foarte generală, semnificația acestui centenar, fiindcă sunt foarte multe discuții în media, chiar în lumea istoricilor. Poziția dumneavoastră, pe care am mai văzut-o și în alte emisiuni, dar aș vrea să fie și pentru TVR Iași și pentru TVR 3, exprimată aici, la Iași. Popoarele civilizate au, după părerea mea, un simț al ceremoniilor și faptul că nu uităm întâmplări din trecut e o marcă a civilizației. De aceea eu cred că a sărbători, a comemora, a ne aminti de întâmplări din trecut, reprezintă un factor de mare impact pentru opinia publică și pentru educația generală a publicului, iar cei 100 de ani trecuți de la Marea Unire merită marcați. Firește, eu nu sunt de acord cu ceremonii foarte multe și foarte complexe, mai ales în contextul în care noi ne-am obișnuit de multă vreme ca popor, ca intelectual, să spunem mult și să facem puțin. De aceea eu îndemn la ceremonii ponderate, echilibrate, scurte, care să ne îndemne la mai multă muncă și la mai puțină vorbă. Altminteri, e frumos să ne amintim de acest lucru, să ducem mai departe mesajul celor care au reușit să facă unirea la 1918 și să încercăm să nu mai fim epigoni, să ne ridicăm și noi la înălțimea lor, ceea ce e foarte greu. Dar trebuie încercat. Absolut, fără încercare nu se poate. Mereu atrag atenția că fără speranță nu putem merge mai departe, iar un educator trebuie să disemineze în sufletele oamenilor și o doză de speranță bine ponderată. Ionice Brăteanu, care a fost prim-ministru în timpul Primului Război Mondial și a avut un rol esențial în realizarea Marii Uniri, spunea undeva, sunt adevăruri în istorie care, dacă nu se repetă, se uită. Cred că putem face trimiteri, sau trebuie făcute o serie de trimiteri la dreptul istoric, la dreptul etnic, la argumentul geopolitic. Toate au favorizat și au creat cadrul pentru Marea Unire. Absolut. Și dreptul istoric are și a avut, mai ales în trecut, importanța lui. Mi-aduc aminte că în perioada dublei monarhii, de pildă, teoreticienii din Imperiul Habsburgic și apoi Austro-Ungar, mai ales cei din a doua parte a secolului al XIX-lea, împărțeau popoarele care trăiau în această monarhie dunăreană, în acest imperiu mare, le împărțeau în două, popoare cu istorie și popoare fără istorie. Popoarele cu istorie erau cele care reușiseră să-și facă nuclee politico-statale și să aibă statele lor din vechime, indiferent că stăpâneau alte seminții sau nu. Noi, românii, eram trecuți la popoarele fără istorie pentru că în Transilvania nu reușiserăm să ajungem niciodată statornic la putere, adică să fim parte alcătuitoare de stat, ceea ce crea o anumită doză de orgoliu pentru stăpânitori și presupunea o anumită umilință pentru cei stăpâniți. În schimb, în Țara Românească și Moldova, acolo unde, după expresia lui Nicolae Iorga, s-au format în secolele al XIII-lea și al XIV-lea cele două libertăți românești, în care a existat sensul domniei suverane, Io Mircea Mare Voievod și Domn din mila lui Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu a toate toate acestea ne-au dat dreptul să fim și noi popor cu istorie, măcar în anumite laturi ale pământului românesc. Prin urmare, dreptul istoric pentru români a avut dublu tăiș, pentru că acolo unde ne durea mai tare, după părerea stăpânitorilor, el nu exista. Mult mai important este însă dreptul ginților, dreptul unei etnii, dreptul majorității, adică modernitatea, decizia pe care trebuie să o ia poporul prin conducătorii lui în legătură cu soarta unui teritoriu,
este decizia majorității. Și asta știți că de la Revoluția franceză încoace, de la Marea Revoluție franceză, pe urmă de la Revoluțiile de la 1848, a venit și ne-a cuprins și pe noi în vâltoarea aceasta a Europei democratice, liberale, în care ideea națională era una dintre ideile pilon, să zicem, care trebuia să conducă la o nouă lume. Evident că atunci când discutăm despre istoria noastră, trebuie mereu să o comparăm cu istoria celorlalte popoare din jurul nostru. Nu putem să o privim separat. Numai așa o înțelegem. Da, și o înțelegem corect. Și nici singularitatea noastră sau românii altfel, cum s-a spus, nu are relevanță dacă nu ne comparăm. Iar în secolul al XIX-lea, știți mai bine decât mine că sunt specialist în secolul XIX, una dintre cele mai generoase idei colective era ideea emancipării naționale și a formării statelor naționale pentru fiecare popor care ajunsese la acest stadiu de națiune. Prin urmare, n-am fost singuri. Haideți să ne gândim în ce situație s-a aflat Polonia în secolul XIX. Poporul Polonia era ștearsă de pe hartă. Să ne gândim în ce situație se aflau țările baltice care s-au constituit, politic vorbind, și din punct de vedere al dreptului lor intern, dar și internațional, abia la sfârșitul războiului. Pe urmă, cehii și slovacii. Slovacii erau în partea Imperiului Austro-Ungar numită Transleitania, iar cehii erau în Cisleitania. Amândouă aceste națiuni și țări supuse. Ce se întâmpla cu popoarele din fosta din viitoarea Iugoslavie, din spațiul Iugoslav? Toate aceste lucruri trebuiau reparate. Și nu este întâmplător că la sfârșitul războiului au căzut în Europa Centrală și de Sud-Est patru imperii și de Est. Aceste patru imperii erau niște rămășițe ale trecutului, aveau o doză foarte mare de legitimitate, nu? Pentru că veneau de demult. Eu aș face un comentariu, da, nu chiar binevoitor. Profesorul Vasile Rusu spunea pe vremuri, Imperiul Rus nu a căzut, s-a transformat. Asta e adevărat. Dintre cele patru a avut soarta cea mai sui generis, pentru că s-a transformat dintr-un imperiu alb, dintr-un imperiu cu legitimitate, într-un imperiu roșu și n-a mai purtat numele de imperiu, dar știm noi că în politica internă s-au purtat mai rău ca un imperiu. Practic, spațiul românesc nu s-a reorganizat prin întregire separat. De la Marea Baltică la Marea Adriatică, practic are loc o reașezare a granițelor și o reapariție a unor state, inclusiv Austria-Ungaria. Absolut. Și acele granițe, vreau să spun, în pofida unei prejudecăți pe care o aud astăzi mereu, acele granițe și acele realități au fost statornice și multe dintre ele s-au păstrat până azi, chiar dacă au fost ușoare modificări după al doilea război mondial. Ideea care circulă, pe care am auzit-o chiar de la anumiți oficiali, este că în comparație cu Iugoslavia și cu Ceoslovacia, că numai până aici merge comparația, România e singura care a rămas statornică sau aproape statornică și ne pândesc și pe noi pericolele. Iertați-mă, țările baltice s-au reconstituit după căderea Uniunii Sovietice, în exact aceleași granițe ca după primul război mondial. Ungaria și cu Austria au aceleași granițe pe care le-au avut după primul război mondial. Polonia nu le mai are, dar și Polonia s-a format atunci și există ca subiect de drept internațional, pentru că acea conferință a păcii de la Paris i-a conferit legitimitate Poloniei ca stat. Și pe urmă chiar Ceoslovacia și cu Cehia și cu Slovacia, când s-au rupt prin Revoluția de Catifea, nu s-au despărțit ca să fie ocupate de unii sau de alții sau ca să-și schimbe frontierele. Prin urmare, trebuie să ne încadrăm într-un complex internațional și să vedem că șuvoiul care a cuprins istoria Europei după marile război ne-a pătruns, ne-a cuprins, ne-a antrenat și pe noi, dar nu în forme diferite de ale altor națiuni și popoare. Și oarecum venind la situația actuală și apropo de comparații, perioada interbelică a fost foarte importantă și pentru Republicile Baltice, fiindcă fără acea perioadă interbelică, ele nu ar fi putut să reapară după 1990, cum pentru Basarabia, că tot veniți acum exact, de la Chișinău, exact. Perioada interbelică, așa scurtă cât a fost ea, 22 de ani, a avut foarte mare importanță pentru românismul de acolo. Ar fi fost foarte greu după 90 să refaci. Dacă ar fi fost 100 de ani de țarism plus ocupație sovietică, practic s-ar fi pierdut totul. Cred că da. Se ștergea ușor și sentimentul național, dar eu astăzi rămân impresionat în Basarabia de câte ori mă duc și văd pe oameni, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, oameni de o anumită vârstă acum, care îmi spun cu mândrie, eu m-am născut în România și vreau să mor în România și le transmit tinerilor acest sentiment extraordinar. Prin urmare, epoca interbelică, pe care unii o privesc ca o vârstă de aur, dar noi istoricii
știm că a fost cu umbre și cu lumini, ca orice perioadă istorică, epoca interbelică a contat enorm de mult pentru echilibrul acesta european. Iar noi am avut șansa ca țară în acea epocă să fim o țară de aproape 300.000 de kilometri pătrați, 296.000 de kilometri pătrați, cu 16-18 milioane de locuitori. Chiar 20 în 1940. Chiar 20 în momentul raptului eram 20 de exact. Milioane. Este o carte spre 20 de milioane. Am fost o țară onorabilă în Europa, cu diferențele noastre locale dintre sat și oraș, dintre intelectualitate și popor, dar o țară care ne-am încadrat în această mișcare generală a unui continent care își regăsea dimensiunile. Și o țară onorabilă. Deceniile astea care au venit peste noi apoi, când am fost aruncați în partea răsăriteană, când noi tindeam spre să fim mai spre apus, acestea și-au lăsat o amprentă pe care o mai putem discuta, deși nu este, să zicem, sarcina noastră în această emisiune. Emisiunea fiind pentru un public larg, acest termen onorabil mi se pare foarte interesant ales, pentru că pe de o parte eram o țară pe locul 8 în Europa în privința populației, pe locul 10 în privința suprafeții, dar n-a fost o țară mai mare, mai bogată, am fost o țară mai democratică, am fost o țară în care s-a introdus votul universal, în care s-a făcut o reformă agrară. Evident, ați spus-o, nu vedem doar partea luminoasă. Exact. Că din cei 20 de milioane, cam 6-7 trăiau foarte prost, erau țărani cu pământ puțin, dar este un alt subiect cumva. Da. Am anunțat la început și argumentul geopolitic, fiindcă spre deosebire de alte țări, noi am avut și niște granițe naturale care au favorizat consolidarea statului. Așa este. E o frumusețe să-i citești astăzi pe marii noștri geografi interbelici. Eu când zic marii noștri geografi, îl pun între ei și pe Emmanuel de Marton, care a fost și profesor al Universității din Cluj la proaspăta ei reînființare pe baze românești sub regii Ferdinand și Maria în 1919, și Emmanuel de Marton a transmis Occidentului armonia pământului românesc pe care Simeon Mehedinți, George Vâlsan și Ion Simionescu au marcat-o aici în interiorul țării noastre împreună cu istoricii. Și e foarte frumos să arătăm Europei că pământul acesta al nostru are o formă de amfiteatru. Nicolae Bălcescu, când începe cartea lui fundamentală Românii sub Mihai Voievod Viteazul, în partea în care descrie Ardealul, zice că Ardealul este o țară mândră și binecuvântată între toate de Domnul pe pământ. Ea seamănă a fi un măreț și întins palat, capodoperă de arhitectură. Unde e palatul? Cununa munților înconjoară podișul Transilvaniei, pe care ardelenii îl numesc munți Câmpia Transilvaniei, că neavând câmpie autentică, îi zic podișului câmpie. După aceea vin dealurile subcarpatice care înconjoară toată cununa Carpaților și la urmă cele trei câmpii, să le spunem trei, Câmpia Română sau a Dunării, Câmpia Tisei sau Câmpia de Vest și Câmpia Moldovei, care merge până la Nistru și chiar dincolo, chiar dacă e un podiș mai blând. Toate acestea ne arată că armonia pământului românesc nu este o poveste. Dacă noi avem 30% câmpii din pământul țării, sau circa 30%, 30% dealuri, coline și podișuri și 30% munți împăduriți, la noi sunt codri verzi de braț, zicea Octavian Goga, toate acestea predate cum să cade în școală, de către educatori dăruiți misiunii lor de apostoli ai satelor, cum se zicea odată, ne-ar putea readuce pe o linie de plutire. Eu cred că generația care a făcut unirea, indiferent că trăia în România sau în afara României de atunci, a avut șansa unor dascăli dăruiți meseriei lor, pe care nu o socoteau meserie, ci o socoteau misiune. Și noi astăzi ne-am cam pierdut ideea asta de misiune educațională. Și eu, ca educator, ca și dumneavoastră, cred că multe din relele pe care le are acest popor, dacă nu cele mai multe, pleacă de la o educație greșită, începând cu grădinița și cu școala primară. Dar asta iar e o altă poveste, însă explică, după părerea mea, de ce atunci, la 1918, era atâta entuziasm de la Chișinău și Cernăuți până în fundul Banatului și de la Satul Mare până în Țara Bârsei și până în Dobrogea. Pentru că oamenii erau conștienți că orice națiune are nevoie de un adăpost, de o casă. Și casa asta se cheamă Statul Național Unitar. Demonizarea statelor naționale astăzi vine pe un fond și de necunoaștere și de dirijare a conștiinței publice prin mijloacele de difuzare în masă. Ne apropiem cumva prin subiect deja de momentul 1918. Practic, n-a fost o întâmplare. A fost o intensificare a luptei naționale în Transilvania cu sprijinul României. O creștere a implicării României în susținerea acestui proces
și o elită de care vorbeați mai devreme, care pas cu pas, cum s-ar spune astăzi, au pregătit momentul 1918. Nimeni nu s-a aștepta la război. A fost o surpriză. Puteau fi alte căi. Istoria nu se face cu dacă. Dar această elită a pregătit și urmărea să obțină întâi mai multe drepturi, după aceea autonomia. A obținut unirea, că a fost un alt context. Câteva lucruri despre această evoluție la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Mă bucur de ocazia de a spune ceva despre asta, pentru că la modă e o teorie iarăși a hazardului astăzi. Românii au avut noroc. Mai mult noroc decât... Căderea marilor puteri, Revoluția Rusă ne-a ajutat cu Basarabia, dincoace dezorganizarea imperiilor și totul a venit cu hârzobul din cer pentru că am fost o națiune norocoasă. Nu-i chiar așa. De aceea cred că a sublinia antecedentele Marii Uniri, pregătirile care s-au făcut. Uitați-vă, eu fiind transilvanean, știu mai bine pregătirile din spațiul transilvan. Să nu uităm că înainte de a se înființa Academia Română, acum 152 de ani aproximativ, s-a înființat la Sibiu Astra în 1861. Ei, Astra asta, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, a fost gândită inițial ca o academie. Ca o academie a erudiților ardeleni români care nu aveau o instituție a lor în care să-și manifeste această acribie, această sete de cunoaștere, de argumente istorice, filologice, literare. Și când s-a văzut cam de ce are nevoie poporul, fruntașii de atunci au zis Astra trebuie să devină o instituție pentru popor. Și atunci au făcut despărțămintele. Cine spune că unirea s-a făcut prin hazard, nu știe că reprezentanții Astrei au organizat în despărțăminte reuniuni anuale de-a lungul și de-a latul Transilvaniei și au brăzdat satele, ducându-se în mici târguri și sate în care serbările Astrei erau un prilej de ridicare a mândriei naționale, de explicare a rosturilor națiunii, de explicare mai ales a rolului vechiului regat în păstrarea unei forme de organizare și de ocrotire a poporului român, pentru că, să știți, cu toată teoria asta sau ipoteza că românii ardeleni ar fi fost atrași prin educația pe care le-o făceau stăpânii de cultura superioară a Europei centrale, austro-ungară și așa mai departe, cu toată această teorie care poate că are 5-10% sâmbure de adevăr, românii erau setoși de cultură în limba română. Aceasta nu aveau. Cine le oferea cultură în limba română? Biserica, comunitățile, pe banii comunităților. Școlile românești din Ardeal erau școli confesionale. Dar prin aceste școli ce s-a întâmplat? Tot Astra a îndemnat la asta. Preoții fiind învățătorii satelor. Începând cu anii 1860, cu accente mereu mai puternice, 1880-1890, nu își încheiau serviciul divin, slujba de duminică, fără să le explice la sfârșit sătenilor care participau la slujbe, că românii au fost bisericoși cu credința în suflete, ce înseamnă România și de ce elita luptă pentru unire. Încât atunci când s-a făcut unirea, n-a fost vorba nici de hazard, nici de lipsă era de educație. Era deja a doua generație era educată. A doua generație pregătită și educată pentru acest lucru. Repet, cei care diseminează alte idei, ori nu știu, ori nu vor să știe. Și am aflat că și în Basarabia s-a dus o asemenea muncă, sigur, cu alte mijloace, că o hrana țaristă și tot regimul acela teribil nu era atât de permisiv ca în Transilvania. În Bucovina, ce să vă mai spun, încât atunci când s-au făcut marile adunări, întâi forurile reprezentative și Sfatul Țării și Congresul General al Bucovinei și adunarea națională, mărita adunare națională de la Alba Iulia, cu cei 1228 de delegați cu credenționale, toate au fost făcute la nivelul democrației de atunci și eu mă refer la democrația internațională, nu acea românească care era destul de firavă, încât din punct de vedere legal, legitimitatea hotărârilor luate la Chișinău, la Cernăuț și la Alba Iulia n-a putut fi pusă în discuție cu seriozitate, pentru că toți juriștii care s-au plecat asupra celor acte au constatat că s-au respectat regulile jocului public atunci când se iau hotărâri în nume colectiv. Ceea ce arată o înțelepciune a generației care a trăit atunci. O înțelepciune a generației care a pregătit cultură superioară, cultură generală. Păi dacă pomenim numele celor care, de la basarabenii Constantin Stere, Pantelimon Halipa, Ion Inculeț, Nistor în Bucovina, în Bucovina era și Sextil Pușcareu Ardelean, care era decan la Facultatea de Litere a Universității din Cernăuț. În Ardeal,
de la Iuliu Hosu și Iuliu Maniu până la Miron Cristea, Vasile Goldiș, Silviu Dragomir, unii erau membri ai Academiei Române, făcuți dintre românii înstrăinați. Era o generație de cărturari care se angaja în politică cu simțul responsabilității pentru națiunea lor. Și de aceea cred că actul a fost reușit, dar vine dintr-un trecut, nu este o generație spontanee care s-a adaptat regulilor de unire pentru că așa au vrut unii sau alții. E o sedimentare de planuri și eu la Iași am spus prima oară că în 1547 exista temerea între Habsburgi spre Viena că maramureșenii, care au aceeași limbă, aceleași tradiții și aceeași credință cu moldovenii, s-ar putea uni cu Moldova, repet, în 1547. Dacă atunci existau asemenea idei, cum să ne mirăm că ele se accentuează în 1800 și la începutul anilor 1900? Repet, ideea asta a unității noastre, care a avut în centru, în primul rând, limba, pentru că limba e cel mai evident semn al identității. Ideea asta vine din trecut și cine își închipuie că omul medieval era limitat din punct de vedere al minții și al judecății, încât nu se dea seama că unul vorbește o limbă și altul o altă limbă, se înșală amarnic. Și prin coagularea asta în jurul limbii noastre, o limbă așa de frumoasă, nu cum s-a spus de către Eminescu, ca un fagure de miere, prin coagularea în jurul limbii, după aceea al credinței, al tradiției, al obiceiurilor... Aceeași lege, erau de aceeași lege. Exact, legea românească. Nu era greu să treci munții și cât treceau atunci munții, că frontierele din fericire nu erau apărate cu sârmă ghimpată. Treceau munții de o parte și de alta, iar ideea asta că Maramureșul s-ar putea uni cu Moldova e și o revanșă a istoriei. Să nu uităm că maramureșenii doi, Dragoș și Bogdan, au venit să facă țară în Moldova și au fost primiți bine de viitorii boieri moldoveni, de cnezi, de voievozi, de ce a fost aici. Și acum Maramureșul urma să sprijine pe țara Moldovei, care la 1547 era o țară mare, respectată, poarta creștinătății, vorba aceea în care Ștefan cel Mare și urmașii lui, mai ales Petru Rareș, reașezaseră speranța. Memorandumul. Memorandumul a fost, cred, încă o dovadă că... Ardeal, în acest context al discuției. Că în cadrul luptei de emancipare națională din Ardeal, o direcție pacifistă a existat întotdeauna. Și aceasta este direcția petiționară. Ea vine și din credința în bunul împărat. Sau știți că se cheamă de către unii istorici mitul bunului împărat. Ideea că împăratul de la Viena sau de la Praga, că unora le plăcea să trăiască la Praga, împăratul este vrednic, generos, bun, dar îl împiedică să facă dreptate cei din jurul lui care îi mănâncă toate bunele intenții. În cazul nostru, răii erau nobilii maghiari pe care țăranul român din Ardeal îi vedea pas cu pas și zi de zi, îi vedea împilându-l și împăratul trebuia să fie bun. Acum, dacă e să fim drepți, împărații de la Viena, de la Maria Tereza până la Iosif al II-lea, au luat și niște măsuri care i-au atins de bine pe români. Ei au luat măsuri generale pentru tot imperiul, ca să meargă împărații bine imperiul. Împărații luminați. Dar aceste măsuri pentru românii din Ardeal au picat ca o mană cerească. Și atunci ideea s-a perpetuat. Și românii au înțeles din asta că e mai cu minte și mai consult, cum se spunea atunci, să te duci cu memoriu, mai popular să zice cu jalba în proțap, să te duci cu memoriul la împărat și poate îl convingi pe împărat și împăratul fiind bun, vrednic și mare ne va face dreptate. Și în secolul XVIII avem zeci de suplexuri. Noi vorbim de suplex Libellus Valachorum de la 1791-92 ca de un apogeu. Dar avem suplexuri și înainte, de la Inocențiu Micu Klein încoace și avem și după, până la 1848. Fel de fel de cereri adresate împăratului, ele nu s-au materializat în bine pentru noi, dar speranța a rămas. Ultima picătură acestei speranțe, care a și spulberat complet speranța, a fost memorandumul. Intelectualii memorandiști nu mai erau ghidați neapărat de preoți, de biserică. Până la 1848, conducătorii mișcării noastre naționale au fost preoți. Și la 48. Să vă aduceți aminte că adunarea de la Blaj au prezidat-o episcopii Andrei Șaguna și Ioan Lemeni, adică reprezentanții celor două biserici. De la 48, ortodoxă și greco-catolică. Și greco-catolică. De la cele două biserici naționale românești, că așa erau numite ele. De la 48 încoace își face loc și o intelectualitate laică.
această intelectualitate politică cu studii înalte făcute nu numai la Buda și la Viena, dar chiar la Paris sau chiar în alte spații ale ai noștri, mai ales însă spre spațiul german mergeau și austriac cei din Transilvania, a făcut o ultimă încercare să vadă dacă împăratul Francisc Iosif va respecta voința națiunii române. Și au văzut, 300 de oameni, știți, s-au dus la Viena cu memorandumul făcut și inteligent făcut. Majoritatea liderilor, înainte de plecare, le-au spus celorlalți că nu se va întâmpla nimic și împăratul nu va rezolva nimic. Aș face un comentariu inteligent făcut, pentru că ajungem la soluțiile inteligente din 1918, absolut, care nu au fost întâmplătoare. Exact. De asta am vrut să legăm memorandumul cu ideile din 1918. Și e foarte bine. Și apropo de cadrul european de care promiteam să vorbim astăzi și încercăm să o facem, acei intelectuali care s-au dus cu memorandumul și știau că niciodată împăratul nu va aproba ce scrie în el, l-au tradus în mai multe limbi de circulație și le-au spus celorlalți că asta e tactica, să sensibilizăm Europa prin traducerea memorandumului în legătură cu problema românească. Și asta s-a și întâmplat. Asta a fost, după părerea mea, victoria memorandumului. De la 1892 până la 1918, când s-a pus problema unirii în cadrele în care știm că s-a făcut, internaționalizarea problemei românilor din dubla monarhie și mai ales a românilor din Transilvania era un fapt realizat, pe de o parte. Iarăși n-a fost deci o întâmplare. Pe de altă parte, mari conducători politici ai țărilor din Occident, ai celor mai multe și mai ales mari intelectuali știau că în dubla monarhie nu trăiesc numai cehi, slovaci, croați, ci că milioane de români doresc să aibă propria patrie și că nu mai sunt mulțumiți cu acest regim care li se impunea atât de apăsător. Și asta cred că a creat și simpatiile noastre. Pentru că noi am avut nevoie de sprijin din Franța, mai ales, care a fost într-adevăr și înainte de război. Să nu uităm și după, că granița a fost trasată de un grup de experți de străini. Un grup de experți străini. Și am avut nevoie de această sensibilizare a opiniei publice internaționale, încât cineva când aude de românii din Ardeal să nu întrebe dar cu ce se mănâncă ei, să știe. Și generația aceea, și din vechiul regat, mari intelectuali din vechiul regat, stimulați de organizații, chiar de guvern, și intelectualii români din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, au popularizat acest lucru. Au arătat care e starea românilor din Transilvania, cât sunt ei de numeroși procentual, ce reprezintă ei pentru bunul mers al țării, câte impozite plătesc și mai ales de când participă la oaste. Și așa au aflat străinii că românii din Ardeal încă din 1914, nu din 1916, când a intrat în război regatul României, că românii din Ardeal, în primii doi ani de război, când România s-a aflat neutră, își dădusere deja obolul de sânge, răniți și morți, foarte mulți dintre ei, că și asta e o altă prejudecată. România a luptat într-un război doi ani. Sunt peste 50.000. Exact. Sigur. Și că în acești doi ani de război a avut și lașități, a ieșit din război, a făcut pacea separată de la Buftea București și că sfârșitul războiului a prins-o în tabăra cea bună printr-o întâmplare. Nu. Românii au participat la război, cel puțin jumătate dintre ei care trăiau sub stăpâniri străine, încă din 1914, sub diferite forme. Unii luptând direct pe câmpul de luptă, alții rechiziții, întrețineri de armată, mișcări de trupe care s-au înfăptuit. Cu alte cuvinte, România a participat la război prin români la toți cei 4 ani și și-a adus contribuția la acest chiar război. Chiar 5, dacă mergem până, da, dacă mergem până în 1919, la campania de la Budapesta, care a ferit Europa de pe cinginea roșie, că altfel Ungaria, fiind Republică Sovietică sau Republica Sfaturilor, risca să fie un pion al Rusiei Sovietice spre Occident. Am ajuns și la subiectul legăturii între România, de până la primul război mondial, și transilvaneni. A fost o implicare chiar a regelui Carol I. În sprijinirea luptei românilor. Mai întâi, fiindcă suntem la Iași, trebuie să dăm dreptate istoriei. Alexandru Ioan Cuza. Știți, și aici lumea zice câteodată s-a unit Moldova cu țara românească. Nu. S-a unit țara românească și Moldova. Sau s-a unit Moldova și țara românească, pentru că n-a fost una supusă alteia. Și primul domn a fost Alexandru Cuza. Vreau să vă spun că Alexandru Cuza, de la ideea lui de a sprijini Universitatea din Iași, prima universitate modernă a României din 1860, cu profesori veniți din Ardeal,
care știau să predea românește și aveau studii făcute la înalte școli din Apus. Să ne amintim că a venit Simeon Bărnuțiu, de exemplu, care a și fost propus rector al acestei universități. Pe urmă, Alexandru Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian, care erau mai demult în legătură cu țara. Unul dintre ei a devenit inspector al școlilor, pus tot de Cuza. Dar Cuza a mai făcut un lucru pe care Carol I l-a repetat. A dat burse studenților, elevilor, tinerilor din Ardeal, în școlile românești din Ardeal sau în România. De pildă, colegiul de astăzi, Andrei Șaguna, fondat în 1850, de către ierarhul care a dat numele, marele ierarh transilvanean, a ajuns și mitropolit apoi, a primit stipendii din partea lui Cuza. Carol I-ul n-a făcut decât să continue ceea ce începuse marele domn Alexandru Cuza în puținul timp avut la dispoziție, cu ajutorul unui prim-ministru de talia lui Cogălnicianu, dintr-o familie de pe Cogălnic, iată cum se leagă lucrurile, nu? O familie basarabeană ajută pe românii din Transilvania. Cogălnicianu a avut viziune de mare om politic și de istoric în același timp. Să ne amintim tot aici la Iași că el a spus primul: eu numesc patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește. Asta a făcut-o la 1843, când a deschis cursul de istorie națională la Academia Mihăileană. Repet, ardelenii au plâns când au citit. Eu numesc patrie toată acea întindere de loc pe care se vorbește românește. Asta e o lecție pe care a preluat-o toată literatura și cultura românească. Ultimul care a spus-o frumos a fost Nichita Stănescu: patria mea este limba română. Până azi ar trebui să ne preocupe această idee, dacă ne simțim răzleți, dacă trăim la Chicago sau la New York, dacă trăim la Frankfurt sau la Oslo și avem în suflet această limbă pe care ei ne-au transmis-o. Noi o cam pocim astăzi, e adevărat. Ne dezicem de limbă și unii dintre noi zicem că e bună numai pentru înjurături. Dacă s-ar scula generația Marii Uniri să ne întrebe cum apărăm noi naționalitatea prin limbă, într-adevăr ne-am simțit epigoni. Trebuie să cultivăm această limbă și eu, când îi văd pe guvernanții de acum, că atunci când vor să introducă materii noi în școală, în loc să fie obiecte, să fie capitole din materii, le introduc, de unde credeți că taie prima? Din limba română, pe care nici nu o mai numesc disciplina, nu se mai cheamă limbă și literatură română, ce frumos sună, ci limbă și comunicare, neutru. Istoria nu se mai cheamă românilor, se cheamă istorie. Păi cum să construim țara pentru încă un secol, ca să ajungă nepoții și strănepoții să sărbătorească 200 de ani de la Marea Unire? Cum să o construim cu aceste precepte, cu aceste idei care nu știu de unde vin? Vin de nicăieri și conduc nicăieri. Despre înțelepciunea elitei care a pregătit adunarea de la Alba Iulia, fiindcă acest lucru trebuie spus, da, că a fost o chestiune înțeleaptă și care a surprins chiar Europa. Da. A fost o organizare pe care românii o experimentaseră. Prima observație care s-a făcut în legătură cu capacitatea organizatorică a românilor din Ardeal s-a făcut la 1848-49. Știți că la 1848 au fost 3 adunări la Blaj. Ultima cu 60.000 de participanți. Una în Duminica Tomei, pe urmă faimoasa adunare națională din 3-5 după vechiul calendar. 40.000 de participanți. 42, a 3-a din septembrie. Aceste adunări, mai ales cea din mijloc, mărita adunare națională, aia care a făcut programul Revoluției și în care Simeon Bărnuțiu a zis: patria ne-a ferecat, împăratul ne-a înșelat și ne-am trezit că numai credința în neamul nostru românesc ne poate mântui, patria fiind Austria de atunci, nu România, fiindcă ei trăiau în Austria, în Imperiul Habsburgic. Acea adunare a fost organizată, aș zice, pe parcele. Românii au fost grupați, gândiți-vă că nu erau microfoane, careuri, încât sonoritatea celui care vorbește să fie asigurată, grupul să audă, ceea ce reprezintă un lucru extraordinar. Ordine și disciplină. Niciun valah nu s-a dedat la acte antisociale, cum erau numite și atunci. Nimeni n-a făcut zgomot prea mare, nimeni n-a lăsat murdărie pe câmpul libertății, încât observatorii străini, eu le zic străini și celor care erau din Ardeal, dar erau străini de neamul nostru, au rămas cu gura căscată văzând capacitățile. La Alba Iulia, în final de război, când lucrurile încă nu erau așezate. Și nu era ordine. Nu. Să fie clar, armata română nu era acolo. Armata română nu era. Speranța era însă mică că se vor putea obține rezultate. Anumite semne că adunarea va fi liniștită și bine organizată au fost.
Să ne amintim de Iuliu Maniu, care cu câțiva soldați români întorși de pe front a făcut ordine în Viena în anul 1918 și avea experiența organizării capitalei imperiale, care era pradă dezorganizării complete, hoțiilor, și Maniu a făcut ordine ca ofițer al armatei Chezaro Crăiești. În Ardeal, înainte de revoluție, de mare adunare, nu s-a înființat numai Comitetul Național Român Central, care s-au înființat comitete naționale române locale și gărzi naționale românești, cum știți. Și minoritățile și-au făcut, mai ales maghiarii, dar aceste gărzi naționale românești și comitete naționale românești în fiecare capitală de comitat și de vechi district erau menite să păstreze ordinea și disciplina, să împiedice acțiunile etnice care se poate conduce la vărsare de sânge. Și trebuie să spun că, în general, în linii mari, până la adunare, acest lucru s-a respectat. Să ne gândim că reprezentanții românilor de atunci au organizat și transportul celor care trebuiau să vină cu drept de vot, în primul rând. Ajungem la credenționale, da. Că ideea în sine este extraordinară. Dar gândiți-vă că au venit peste 100.000 de oameni, unii cu căruțele, cu carele, călare, care au putut cu trenurile au venit, dar rețeaua de căi ferate la 1918 încă nu avea densitatea necesară. Și era la sfârșit de război. Și era la sfârșit de război, cu poduri distruse, cu căi ferate. Totuși, în ordine și disciplină s-a venit la Alba Iulia, cu steaguri, unii îmbrăcați în straie naționale, era iarnă, cu cojoacele pe ei, în ordine, repet, și disciplină. Iar organizarea adunării sub forma celor 1228 de delegați cu drept de vot a fost genial, aș zice, pentru că ei erau purtătorii de cuvânt legali ai comunităților care îi trimiseseră la Alba Iulia. Aveau lista cu semnături. Aveau aceste credenționale care, după nume, pot să ni se pară nouă exotice astăzi. Vine de la verbul latinesc credo, credere, și în cel românesc a crede, credință. Credențional însemna o încredințare de sarcină, adică erau dovezi sau mărturii sau certificate care atestau că tu ai dreptul de vot, dar nu în nume personal sau nu numai în nume personal, ci în numele celor care te-au delegat. În fond, cei care spun că la Alba Iulia au votat 1228 de delegați, uită că în spatele lor, în spatele fiecăruia, se aflau zeci și chiar sute de oameni. Și dacă mulțim numărul total al locuitorilor care au trimis deputații, cu numărul deputaților, ne iese mai mult decât jumătate din populația românească a Transilvaniei, ceea ce îi conferă spirit democratic, în fond. Deci credenționalul, și astăzi mă bucur să spun că există intenția ca până la sfârșitul anului 1918 să publicăm toate credenționalele posibile. Probabil că din 1228 unele nu mai sunt astăzi. Dar avem mărturii despre toate și unii le descriu. Avem și originale, foarte multe. Și acestea trebuie date publicității, pentru că ele sunt biletul nostru de intrare în istoria contemporană, biletul nostru legal de intrare în istoria contemporană, dovadă că Unirea n-a făcut-o hazardul, că Unirea n-au făcut-o marile puteri și nici Conferința Păcii de la Paris. Unirea, ca fapt, au făcut-o românii în toate cele trei mari provincii care s-au unit în 1918. Și ajungem la o concluzie parțială, să-i spun așa, caracterul reprezentativ al Marii Unii, și în special discutăm despre Transilvania, și, chiar dacă cuvântul oarecum deranjează, caracterul ei plebiscitar prin aceste semnături, prin aceste credenționale. Deci asta legitimează, repet, actul de la Alba Iulia și actele de la Chișinău și Cernăuți, pentru că și Sfatul Țării și Congresul General sunt emanația națiunii și ei au avut conștiința că sunt emanația națiunii. Membrii Sfatului Țării, știți bine că erau și ruși, și ucraineni, și evrei, nu erau numai români. Și unii s-au abținut. Și unii s-au abținut, vreo 5 au votat pentru unirea cu România, că știau care-i mersul istoriei și știau cine-i majoritar în Basarabia. În Congresul General al Bucovinei, la fel. În Transilvania însă era foarte complicat. Și atunci firește că românii care, chiar conform recensământului maghiar făcut în 1910, știți, reprezentau 53%, pentru că cei care vorbeau bine limba maghiară dintre români au fost trecuți la maghiari. Cei care
se declarau favorabili și erau unii români ardeleni. Știți că s-a mai spus că românii ardeleni n-au dorit unirea. Da, între 8 și 10% n-au dorit unirea, pentru că erau înalți funcționari de stat, erau deja în slujba Habsburgilor sau a statului austro-ungar. Alții semnaseră faimoasa declarație de fidelitate. Știți că statul austro-ungar i-a obligat pe românii din funcții, de la cele laice până la cele bisericești, să semneze declarație de fidelitate și unii s-au temut de urmări, pentru că nu toți ne naștem eroi și nu toți suntem meniți să luptăm pe câmpul de luptă, să ne vărsăm sângele ca să facem bine țării. Și unii au fost mai fricoși. Dar 90% din români au dorit unirea, au visat-o și au făcut-o. Altminte, regele Ferdinand n-ar fi spus lui Petre Carp că el știe bine ce face, chiar dacă e născut pe sol german, și că el n-are voie să-și urmeze sentimentul individual, chiar dacă l-ar avea, dar nu l-avea regele. În Consiliul de Coroană, le-a spus foarte clar: menirea mea este să orientez țara spre ce vrea acest popor, și poporul acesta pe care eu îl servesc și sunt primul dintre slujitorii lui, vrea unirea Transilvaniei cu România și noi trebuie să, și Bucovina, noi trebuie să intrăm în război de partea Angliei și Franței, și eu nu v-am chemat aici să vă consult. Eu v-am chemat la Consiliul de Coroană să vă anunț că am decis să intrăm în război alături de Antantă. Știți că erau deja semnate acordurile secrete, aveam garanțiile marilor puteri, dar unirea, revin la ceea ce spuneam înainte, au făcut-o milioanele de membri acestui popor, plugarii și păstorii, meșteșugarii, oamenii simpli și mai ales intelectuali. Am avut șansa să avem o elită bună. Popoarele care nu sunt bine conduse rătăcesc, chiar dacă sunt inteligente. Noi am avut șansa atunci să avem o elită extraordinară. S-au pierdut 900.000 de oameni, 800.000 din Vechiul Regat, vreo 50.000 din Transilvania și încă vreo 30-40.000 din Basarabia. Deci 900.000 de oameni s-au jertfit pentru această mare unire. Deci n-au făcut-o doar elita. Cu alte cuvinte, și elita n-ar fi putut vorbi la conferința de pace de la Paris fără să aibă în spate contribuția în primul război mondial, fiindcă am avut pierderi la nivel european. Și ajungem la convingerea noastră acestui popor, care vine din mijlocul plebei, nu vine neapărat de la intelectuali. Nici o creație trainică care să dureze peste veacuri nu se poate obține fără sacrificiu. E, cine zice că românii nu s-au sacrificat ca să facă România, greșește teribil, pentru că, așa cum ați spus, aproape 1 milion de oameni au murit. Câți au suferit? Câți și-au sacrificat averile, bunurile? Câți s-au dăruit? Câți au ținut conferințe? Preoți, de la preoți până la profesori universitari, înainte de actul unirii și după ce s-a proclamat unirea și se știa că vine conferința de păcii, s-au dus și au ținut prelegeri în Statele Unite ale Americii. Un preot din preajma Maramureș, satul mare, Vasile Lucaciu, știți că a plecat să conferențieze. Mândrescu s-a dus la Roma. Toți care știau limbile străine ale marilor puteri s-au dus să convingă lumea. Adică a fost o muncă titanică. Și această solidaritate a fost și în Vechiul Regat. Chiar universitățile au trimis memorii, au trimis telegrame de susținere. Nu s-a putut face un referendum de susținere. A fost o susținere generală. Da, chiar dacă unora le par vorbe mari, a fost voința națională. A fost voința acestui popor, repet, nu a poporului în proporție de 100%, pentru că niciodată nu putem ajunge până la 100% în nicio împrejurare aproape, dar a fost voința părții conștiente, a părții care se gândea la viitor și a părții, cum să vă spun, de jos, pentru că eu am subliniat elitele, dar așa cum ați spus, important este conștientizarea acestei opinii publice generale și s-a realizat această conștientizare. Până la urmă, unirea s-a făcut deci în cunoștință de cauză. Și mai trebuie spus un lucru. România a devenit un stat cu minorități. Aproape 28% erau minoritari. Absolut, dar da. Nu era singurul stat cu minorități. Polonia avea mai mare proporție. Adică erau vreo 14 state care au semnat acel tratat, da, al minorităților. Bineînțeles. Practic tot din nord, de la Marea Baltică până la Marea Adriatică, toate aceste state aveau minorități. Mai mult sau mai puțin. Să vă spun, deci n-a fost Ungaria, un caz singular nici aici. În Ungaria, chiar așa de mică, cum spun reprezentanții lor că era Ungaria propriu-zisă, știți că și ea figura la primul recensământ făcut în epoca interbelică cu 10% minorități. Deci toate țările aveau minorități. Să subliniem și recunoașterea sau importanța recunoașterii internaționale a Marii Uniri, da. Conferința de pace de la Paris. Da, este importantă și eu întotdeauna subliniez când vorbesc de momentele acestea de la finalul războiului că unirea s-a făcut
oficial în intervalul 1918-1920. De ce? Pentru că actul propriu-zis al unirii, sau cum zicem noi istorici câteodată, unirea de fapt, a avut nevoie de o legitimare de drept. Și această legitimare a venit prin conferința păcii de la Paris. Dacă actul unirii, ca să facem istorie contrafactuală, înfăptuit de români, la Chișinău, la Cernăuți și la Alba Iulia, ar fi fost act ieșit din practicile vremii și n-ar fi răspuns, să spunem, exigențelor democrației timpului, dacă ar fi fost în opoziție cu punctele wilsoniene, să zicem. Președintele American. Exact. Care conferință ne-ar fi dat nouă dreptate? Conferința păcii. N-a dat românilor dreptate, nici ungurilor, nici austriecilor, nici polonezilor. Și nu le-a făcut un dar. Conferința păcii n-a făcut un dar nimănui. A stabilit o nouă arhitectură a Europei, politic-teritorial, după rezultatele voinței în general, ale popoarelor. Și eu nu cunosc conferință de pace în istorie, poate dumneavoastră știți că sunteți totuși specialist, înainte de cea din 1919-20 de la Paris, care să fi respectat în proporție mai mare voința popoarelor. Aproape toate au respectat voința liderilor, voința împăraților, a regilor, a principilor. E, această conferință de pace, repet, nu în proporție decisivă, că nu toate popoarele au fost mulțumite, dar a respectat... Nici chiar România. Exact. A respectat mai mult voința popoarelor decât altele. Și atunci, păcile care s-au încheiat atunci la Versailles, la Saint-Germain, la Neuilly-sur-Seine, la Sèvres și mai ales la Trianon, au recunoscut o nouă arhitectură a Europei, în cadrul căreia intrau de la nord la sud și țările baltice și Polonia și România și Ceoslovacia și regatul sârbilor, croaților și slovenilor și Austria și Ungaria și Bulgaria și mai departe. Noua această arhitectură a fost transpusă acolo pe plan juridic internațional. După al doilea război mondial, când Europa a căpătat o altă configurație, pentru că s-a extins spre est Uniunea Sovietică, dacă urmărim pe hartă, totuși, entitățile care au existat atunci, cu excepția celor cuprinse în întregime în Imperiul Roșu, cum au fost țările baltice, au existat în continuare. După aceea, conferința de la Helsinki din anii 70 ai secolului trecut au confirmat această nouă arhitectură. Cu alte cuvinte, arhitectura asta a fost trainică, nu perfectă, nici azi nu e perfectă, uitați-vă că se mai întâmplă. Crimea, Kosovo, pe aici, pe acolo, abateri. Dar niciuna din țările fostei Iugoslavii și niciuna din țările fostei Ceoslovacii nu și-a schimbat frontierele practic și n-a fost ocupată de alte state sau imperii și lucrul ăsta să fie legitimat internațional. Eu zic că în Ceoslovacia și în Iugoslavia, după 89, s-a extins principiul etnic național care nu s-a aplicase după primul război mondial, pentru că s-au despărțit țările după ce? După criterii lingvistice, confesionale, culturale. Croația s-a despărțit de Serbia, cu toate că noi știm că limba sârbo-croată era una. Acum s-au inventat limba sârbă și limba croată. Au fost și fel de fel de interese și presiuni externe. Bineînțeles, trebuie să le luăm în seamă. Dar la cehi și la slovaci sunt două țări diferite, pretind că vorbesc limbi diferite, au orientări istorice diferite, una a făcut parte din Ungaria istorică, cealaltă din Imperiul Romano-German și s-au despărțit după criteriile acestea. Adică tot mândria asta etnico-națională, fie că ne place, fie că nu ne place, a ieșit la iveală. Slovenia are nici 2 milioane de locuitori. Au vrut slovenii să aibă țara lor cu capitala la Ljubljana. Asta este situația. Nu poți să te opui acestor realități. Câteva concluzii legate de unirea Transilvaniei cu România, efectele în perioada interbelică pentru Transilvania. Așa, sunt fel de fel de discuții istoriografii, că orică n-au vrut inițial, după aceea că au pierdut, de fapt, că a fost o nenorocire chiar, și așa mai departe. Vechiul regat a exploatat provinciile. Eu dau un exemplu, ca să mai fur și eu 30 de secunde din partea gazdei emisiunii. Exportul României era, în general, 45% petrol, 45% cereale și cam 10% lemn. Unde era petrolul? Era în Vechiul Regat. Absolut. Unde erau cerealele, tot în Vechiul Regat, care exporta acum, nu mai exporta în Austro-Ungaria, era o chestiune internă, între ghilimele, un export absolut, intern. Absolut. Lemnul era și pe o parte și pe alta. Nu uit de bogățiile Transilvaniei, evident că au existat. Da. Dar București a investit foarte mult în Transilvania pentru a întări românismul în orașe. Deci dacă analizăm bugetul, asta ca să completez întrebarea și cu o parte, a venit și cu o parte de răspuns. Domnule coleg,
se vântură în spațiu public fel de fel de lucruri astăzi și nici nu e rău că suntem o țară liberă și opiniile intelectuale se pot exprima. Dar unele dintre acestea au ușoară tentă tezistă sau chiar între ghilimele rasistă. A spune azi, la începutul mileniului al treilea, că ardelenii sunt superiori în raport cu moldovenii sau cu oltenii pentru că ei au o educație superioară, mai mare prostie nu se poate imagina. E adevărat, evoluția istorică se produce în funcție de ideile directoare dintr-o țară sau alta. Și nu-i tot una să depinzi de un imperiu care are tradiții asiatice și islamice și să plătești tribut acestui imperiu, cum au făcut țările române extracarpatice, Țara Românească și Moldova, încă din secolul XV, fără voia lor, că nu le-a întrebat nimeni dacă vor să fie supuse turcului sau nu, și să te stăpânească un imperiu central european cu influență catolică, protestantă, care vine... Este valabil și pentru Basarabia în raport cu... Absolut, absolut. Cu alte cuvinte, eu ca medievist vă spun că în Europa asta noastră, care e veche de la grecii vechi, au fost două mari curente. Unul răsăritean, bizantin, ortodox, tihnit, cu isihasmul nostru, cu răbdarea, cu ideea că Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Și unul concurențial, individualist, catolic, protestant, cu bănci, și care a devenit modelul, motorul mersului înainte al societății. Nu suntem de vină noi că s-a întâmplat asta, iar mai ales după cucerirea Constantinopolului de către otomani. S-a văzut că modelul de succes, cel care s-a putut dezvolta și la scutul nostru, adică și datorită faptului că noi aici am făcut o perdea de apărare cât am putut, nu neapărat de dragul lor, dar am făcut-o. Modelul ăsta a fost de succes și atunci... Transilvania a fost mai aproape de acest model de succes. Perioada interbelică. Și perioada interbelică, când a venit Transilvania în sânul statului român, sigur că s-au văzut anumite avantaje, repet, chiar dacă Transilvania era între ultimele provincii dintr-un imperiu, dar era un imperiu central european, nu era răsăritean. Și unii au zis, păi aici așa, uite, noi avem, ceilalți n-au și așa mai departe. Nu. În perioada interbelică s-a încercat o omogenizare atât cât s-a putut în cele două decenii, dar fără atingerea, după părerea mea, a stadiului de dezvoltare a Transilvaniei și Banatului. Unii au cultivat și atunci zâzania, spunând că să iau bani de aici, să duc dincolo. Țara era neomogenă și țara trebuia să devină omogenă ca să-și merite numele de regatul României, să-și merite numele de regatul României. S-au făcut afirmații de acest gen, dar gândiți-vă, câtă bucurie a fost în sufletele românilor din Ardeal, de pildă, când au văzut că pot merge la școli românești întreținute de stat. Când au văzut... Pe jumătate dintre studenții universităților din București și Iași erau din Provinciile Unite cu Țara. Gândiți-vă că George Coșbuc a făcut școală la Cluj în Universitatea Maghiară și după un an jumate a trebuit să abandoneze pentru că nu lăsau să vorbească românește, că toate cursurile erau în limba maghiară și n-a mai suportat. Deci, vreau să spun că venirea în sânul țării, a Transilvaniei, acest rezervor etnic românesc, le spuneam la Chișinău, câți păstori cu oițe bârsane, ei numindu-se mocani, s-au dus din munți cu oile lor până la Nistru și chiar dincolo de Nistru, până spre Bug, ca să ducă mai departe un mesaj. Ei s-au dus cu oile ca să le hrănească, dar vrând nevrând au dus mai departe un mesaj. Prin urmare, locul Transilvaniei era, cum zice, dacă nu mă înșel, Petre Pepa Naitescu, care zice că România este ca un vultur cu brațele, cu aripile întinse, dar fără corp. Și corpul e Ardealul pe care trebuie să-l luăm. De aceea, treceți batalioane române Carpații, a fost visul strămoșilor noștri și a venit să pui în discuție azi acest vis. E mai mult decât o obrăznicie. E un neadevăr istoric. Să încheiem cu o concluzie pozitivă. Deci Transilvania așa are locul în regatul României, atunci și acum în România. Domnule academician, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la Iași pentru emisiune. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere!